Nave NATO aparținând inclusiv României desfășoară exerciții de reacție rapidă în Marea Neagră. Două dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reacție rapidă efectuează un exercițiu cu forțele navale române săptămâna aceasta în Marea Neagră, în scopul creșterii interoperabilității și a intensificării capacității Alianței Nord-Atlantice de a proteja suveranitatea națională prin apărarea colectivă. Exercițiile de acest fel fac parte din măsurile specifice pentru prezență maritimă intensificată în regiune, se arată într-un comunicat postat pe site-ul NATO. Grupul Maritim NATO 2 și grupul Maritim NATO pentru contracararea minelor 2 sunt formate în prezent din 6 nave din Marea Britanie, România și Turcia. După escalele făcute în România, aceste nave efectuează în prezent exerciții în scopul creșterii interoperabilității și pentru deprinderea unor abilități, inclusiv în privința apărării aeriene, activităților avansate de navigație, comunicații și neutralizarea minelor, precizează Alianța Nord-Atlantică.